Deci se vor monta 5 locuri noi de joacă în oraș. Aceste 5 locuri completează un prim loc de joacă care este în acest moment în lucru și se află la strada Megidie, intersecția cu San Sebastian. Noi credem că este un punct de intrare în Cernavodă care va impresiona atât pe vizitatori cât și pe cei care locuiesc în cartierul Trust. Este un loc de joacă care are o funcțiune în primul rând pentru copii și cea de-a doua funcțiune este dedicată părinților, bunicilor și tinerilor care vor transforma zona într-o zonă de promenadă și de odihnă. Mai sunt încă 5 locuri de joacă în lucru, în principalele parcuri ale orașului. Acestea 5 vor fi gata până la sfârșitul acestui. Noi am făcut un inventar al parcurilor din Cernavodă. Sunt 21 de locuri de joacă mai mici și mai mari în Cernavodă. Noi am zis să le luăm treptat. Asta este prima și mai sunt încă 5 în proiectare și se va executa anul acesta, va fi licitația, după care vor urma și celelalte. Le-am făcut, bineînțeles, pe aceste 5 în punctele forte din Cernavodă. Adică e zona Trust, zona Columbia, zona Încălzire, zona centrală. Deci am cumprins cam toate zonele. Dar, într-adevăr, sunt mai multe locuri de joacă, sunt 21 în total. Acesta deservește locuitorii din? Zona Trust se numește zona respectivă. Într-adevăr, acesta este cel mai mare. E și un cartier mare în zona asta și aici vor cuprinde mai multe categorii de vârste. Vor fi copii, adulți și bătrâni, tineri, care se întinde pe toată suprafața. Parcul are o lungime de 450 de metri, cuprindere 14 facilități pentru copii, 3 fântâne arteziene și va fi iluminat pe timp de noapte. Da, deci este o reabilitare a locului de joacă pentru copii, pentru că a fost un loc de joacă aici și s-a schimbat tot ce înseamnă mobilier de loc de joacă. Au mai rămas doar două obiecte existente și 12 obiecte sunt noi. Cred că este împărțit în două. O parte este pentru copii loc de joacă și o parte, în partea stângă, în partea alaltă, promenade pentru cei adulți. Au loc de odihnă cu băncuțe, au chioșcuri din lemn, foișoare din lemn pentru adăpost, pentru odihnă. Avem 3 fântâni arteziene, 5 cișmele în dotare aici. Aleile care le vedeți deja concepute, nu sunt toate terminate, dar vor fi terminate cu pavele. S-au plantat 120 de pomi, din care 60 arbuși, 60 pomi. Cei existenți care au fost s-au toaletat și au rămas pe loc. Vă întrebam dacă e genul de lucrare ușoară, medie, grea? Cred că e mai mult medie, pentru că sunt foarte multe obiecte de montat și puțin mai îți ia mai mult timp și precizii mai mare. Că toate trebuie spuse la dimensiuni și la centimetru aliate, pentru că vă dați seama, un leagăn are o distanță, de exemplu, de 45 de centimetri de la platformă până la leagăn. Dacă ar fi să-l pui mai jos sau mai sus, ar fi o problemă. Mai jos s-ar lovi la picioare, mai sus n-ar lungi copiii. Deci e calculată, tehnic să fie și atunci trebuie precizie. La fundație vă referiți când spuneți că e mai... Platforma zero. Platformă, deci aici vor veni tot locul ăsta de joacă, o să fie cu platformă de beton acoperită cu tartan, ca să amortizeze, să nu se lovească copiii. Și atunci, la ea mă refer, cota zero este a platformei de tartan și până, de exemplu, dau doar un exemplu, până la leagăn, chiar așa este, o dimensiune de 45 de centimetri. Ei, copilul ăla trebuie să
aibă în așa fel ca picioarele să nu atingă jos să lovească, nici prea sus ca să nu, în caz de cade sau să amortizeze, să lovească. Care e cea mai dificilă zonă de construit din parc de aici? Asta din spuneți sau? Aici, aici unde sunt locurile de joacă. Va fi un gărduț drăguț de 130 de metri care o să înlocuiască gardul ăsta viu și închide tot ce înseamnă locurile de joacă. Deci până la tiroliană, de jur împrejur, va fi un gard. Atrăgător pentru copii, vopsit în culori, atrăgător pentru ei să le placă. Deci terminul avem 20 mai, dar noi sperăm la sfârșit de aprilie poate să fie gata. De 1 mai? Da, de 1 mai vrem să sărbătorim prin ziua muncii parcul gata.